Salut, sunt Marcel Barti de la Europa FM. Vreau să vă spun care sunt cele 7 lucruri pe care mi le doresc pentru învățământul din România. În primul rând, egalitate de șanse pentru toți copiii. E adevărat că poate nu întotdeauna legislația din ultimii 30 de ani sau poate convingerile unor profesori sau obsesiile unor părinți ne-au adus în punctul în care poate ne lăudăm doar cu un procent foarte mic de copii, da, olimpicii, dar e foarte important să înțelegem că țara asta va merge înainte atunci când vom reuși să oferim o educație de calitate fiecărui copil din această țară. Un alt lucru pe care mi-l doresc în egală măsură este acela de a avea profesori fericiți. De ce nu apreciați, de ce nu profesori cărora să le validăm lucrurile bune pe care le fac alături de copiii dumneavoastră? Știți de ce învățământul românesc va evolua foarte mult atunci când vom avea profesori la catedră care își doresc să fie acolo, să fie printre copii, să se simtă în elementul lor? Cred că ăsta este un lucru care contribuie foarte mult la starea învățământului românesc. Apropo de sistemul românesc de învățământ, să știți că mai îmi doresc ceva, depolitizarea lui. Mi-aș dori tare mult ca în săile de clasă, în cancelarii, în inspectorate, în tot ce ține de învățământ, să aibă întâietate mai degrabă baza științifică, creativitatea, cunoștințele pedagogice, entuziasmul unor profesori și mai puțin numirile politice. De asemenea, mi-aș dori foarte tare ca împreună părinți, profesori, experți în educație să redefinim ideea de progres școlar. E adevărat că noi am crescut cu toții cu ideea că progresul ăla înseamnă numai când ai note de 10 și când ai olimpici și nu asta înseamnă progres. Vreau doar să vă gândiți că progresul pe care îl înregistrează un copil care crește de la nota 4 la nota 7 înseamnă un efort uriaș pe care ar trebui să-l recunoaștem, să-l sprijinim și să-l apreciem cel puțin la fel de mult ca o notă de 10 pe care o obține un copil foarte bun. Un alt lucru pe care mi l-aș dori în egală măsură ar fi să avem părinți responsabili. Există părinți responsabili, mi-aș dori să fie, dacă vreți așa, o notă dominantă în sistemul nostru de educație. Părinți responsabili care să înțeleagă că copiilor au propria lor personalitate, că nu trebuie să ajungă expresia ambițiilor personale, a obsesiilor, poate a frustrărilor lor. Mi-aș dori foarte mult ca părinții să înțeleagă faptul că școala are nevoie de susținerea lor. Sigur, e adevărat, e foarte ușor să critici, e foarte ușor să arăți cu degetul. Știți ce mi-ar plăcea într-o zi? Ca părinții să meargă într-o zi la școală și să-i spună mulțumesc profesorului că a reușit ceva cu copilul lor, ceva cât de mic, dar e un pas înainte. Așa vom reuși să ne facem bine. Apropo de starea asta de bine, să știți că îmi doresc tare mult să avem niște școli mai vesele. Am uneori senzația că, nu știu, copiii care merg la școală, profesorii sau părinții, încep să privească școala ca pe un spațiu al tristeții și al obligațiilor. Nu, școala nu este așa. Școala este un loc în care te poți simți fain, în care poți fi vesel, în care îți poți face prieteni, te poți învăța o groază de lucruri. Școala poate fi un loc în care să fii fericit. E adevărat, ideea de a fi fericit la școală nu exclude învățarea profundă, nu exclude ideea de a depune efort, dar putem să facem împreună, și dumneavoastră părinți și dumneavoastră profesori, să facem din școală un spațiu în care să ne fie drag să mergem în fiecare zi. În cele din urmă, mi-aș dori să avem un învățământ și o școală inclusivă. Aș vrea să ne gândim că sunt copii care au mare nevoie de ajutorul nostru, că suntem părinți, că suntem profesori, și aici nu e vorba doar de finanțare, nu e vorba doar de bani, e vorba de regândirea paradigmei educaționale în care funcționăm de atâta timp. Va trebui să deschidem porțile școlilor și pentru copii care au cerințe educaționale speciale, pentru că locul lor nu este în școlile speciale, ci alături de ceilalți copii, pentru că în acest fel vom reuși să-i ajutăm mai mult decât vă puteți imagina. Sunt Marcel Bartic de la Europa FM, mă bucur tare mult că am reușit să vă transmit aceste lucruri și ținem aproape, vom vorbi în fiecare săptămână despre lucrurile care ne interesează în educație.